Salut! 9 octombrie, am început să culeg merele, Florina. L-aș mai fi lăsat până venea bruma, dar aș fac de cap vieschile și le cam găuresc. O producție destul de bunicică, dacă pun în balanță faptul că n-am stropit poni. Nu i-am stropit de când au legat. De când s-au format fructele, am dat un sistemic și nu cred că am mai stropit vreodată. A fost un an în care n-am avut timp de pomi. A uitat și frumoase sunt. Deci, trebuie să-mi cer scuze dacă ziceam vreodată că nu se fac mere, ne stropim pomii. Chiar nu credeam. Zic, băi, nu se poate. Dar, zic, cum să fac? Ei, 5 mere într-un pom, dar nu. Oh, sunt. Și multe au căzut, se văd pe jos. Dar uite că chiar rămân destule. Bine, printre ele sunt și de-astea afectate. Așa. Genul astea scăzute. O găurică, nu știu. Asta e. Cred că m-a ajutat mult și faptul că am multe vrăbi în, prin livade, prin pom pe aici. E isterie mare. Ceripiceală cu vrăjeli. Și probabil și astea mănâncă din dăunători, din fluturi, din molii, din toate cele. Haideți să vă arăt cam ce am cules până acum. Ia uitați. Sunt multe genii de red, gen, mă rog, care nu prea îmi plac mie, ca și soiuri. Astea sunt goldenași, aici câteva florina, mai am florina acolo, florina sunt mai puține. Am mai și dat pe la piață. Nu, eu, societatea, deci eu nu. Aici să faci cu atâtea, cât să mănânci, cât să... Da. Deci noi pomișor la formare. Bă, de epure, Pinova. Starfixor. Ăsta o salta e panorama. Ia uitați cum arată asta. Cireșul ăsta. Vă arăt cireșul ca să mă credeți că nu prea am avut timp de ei. Când au atacat o mizire ca lumea, am fost plecat o perioadă mai lungă. N-am mai. Ia uitați. Sunt și multe mere care nu-mi plac la gust, așa, deci în niciun caz n-aș mânca un măr de ăsta și să renunț la un florin. În niciun caz. Aici am fuji. Astea încerc să le las mai mult. Ce-am observat la ele au coaja mai tare și nu prea le găuresc. Viespide. Și că s-a ajuns și fuji să fie un pom adevărat și o să facă din ce în ce mai multe fructe. Aici am vrut să sap o groapă să pregătesc locul pentru viitorii pomișori pe care să-i plantez. Aceea, umiditatea e cam cât vârful la cazma după ce a plouat. Cam așa. În rest, basca nebun. O să mai bag apă în ele. Niște gunoi menajer. Uite, aici un ciprian la formare și el. Asta face foarte multe și foarte mare voluminos. Are cum la viespele între ele pe acolo. Uite viespe. Se duce și imediat îl găurește. Cred că astea au și miros. Florina asta. Astea sunt mâncate de nenorocitele astea. Le-am făcut aici o căpcană să le mai atrag. Uite să te stai aici. Sunt destul de nenorocite. Au ele rolul lor în natură, dar pe mine nu mă ajută cu nimic. Da. Fugi, mă, de aici. Acum o să-l iau, o să așez frumos în lădițe merele. O să le bag într-o cameră mai rece, le stropesc puțin cu apă și să am și o mere până mai târziu. Nu am la fel de bun ca alții, dar chiar nu mă așteptam să fie atâtea mere. Ce să vă zic, spor la treabă. O să stropim, dar toamnă să adunăm frunzele. Este treabă destulă. Lasă scap cu construcția asta, că mănâncă timp. Numai bine vă doresc. Uite aici un măr.
Numai bine vă doresc. Bobby, ce-ai găsit acolo? Un lingău de aur? Ce mai sapi? Numai bine.